Deci trebuie să știți că omul, în clipa în care iese din cunoașterea asta a noțiunilor, ajunge la contemplație și ajunge să contemple totul într-o lumină desăvârșită, căreia nu este ascuns nimic. Iubește pe toți, totul este ca un nor, dar norul acesta nu este un nor întunecat în sensul de că nu mai știi nimic, ci din contră depășești toate și cunoști toate și mai ales înțelegi toate. Slavă Tatălui și Fiului Sfântului Duh și acum și purăia și în vecii vecilor. Amin. Pentru că cine Sfinților Părinților noștri, Doamne, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, miluiește pe noi. Amin. Astăzi o să vorbim puțin despre schimbarea la față, dar nu numai despre sărbătoarea în sine, ci și despre importanța acestei mari sărbători duhovnicești, sau aceste sărbători împărătești, pentru că schimbarea la față ne arată cine o să fim noi de fapt. Cine să fim noi de fapt, sau mai bine cine ar trebui să fim noi de fapt. Pentru că o să citesc din Scriptură, am în față textul Sfânt de Scripturi pe tabletă și o să-l comentez puțin. Trebuie să știți că schimbarea la față apare la trei dintre Sfinții Evangheliști, dar eu o să mă bazez pe textul de la Luca. Ceea ce este foarte important aici, întâi de toate, este faptul că Luca și ceilalți evanghelici, dar în principal Sfântul Apostol și Evanghelist Luca, vorbește despre contextul în care a avut loc schimbarea la față. Întâi de toate, Luca face o descriere a unei mari minuni, aceea de înmulțirii a 5 pâini și 2 pești, da? Prin care tot poporul era, cum să spun, minunat, era impresionat, era slavă lui Dumnezeu că Mântuitorul ne-a dat de mâncare, a săturat 5.000, dacă nu știu, de bărbați, da, și-au mâncat și s-au săturat toți și au luat ceea ce le-a rămas, 12 coșuri de fărmituri, la 5.000 de bărbați. Deci, vă dați seama, fraților, că Mântuitorul a săturat o mulțime foarte mare și numai atâta că le-a dat și o mâncare de hram, adică pește, care pe vremea respectivă era cea mai bună mâncare. Și dincolo de asta, a mai rămas și nu știu cât mâncare, adică oamenii s-au săturat până la ghiftuire. Da? Bun. După care oamenii erau impresionați fiind, au vrut să-l pună împărat, Mântuitorul a plecat de acolo și spunea oamenii că ăsta este Dumnezeu. Și atunci, când se ruga singur, era el cu ucenicii în continuare și zic, cine zic mulțimile că sunt eu? Iar ei răspunzând au zis, Ioan Botezătorul, alții Ilie, alții că a înviat un proroc din cei vechi. Și el le-a zis, dar voi cine ziceți când sunt eu? Iar Petru răspunzând a zis, Hristosul lui Dumnezeu. Iar recetându-i la porunci să nu spună nimănui acesta, zicând că fiul omului trebuie să pătimească multe, să fie defăimat de către bătrâni și de către arhierei și de către cărturari, să fie omorât, iar a treia zi să învieze. Bun, problema cea mare aici este faptul că oamenii, credeau că este un mare, mare profet de la Dumnezeu, dar nu aveau imaginea corectă a ceea ce înseamnă Dumnezeu și inclusiv Sfântul Apostol Petru, nu? Pentru că Petru, după ce spune că El este Dumnezeu, în clipa respectivă face un ascultare și zice, Doamne, să nu fie ție una ca asta, adică să nu te duci la Ierusalim astfel încât să fie omorât. Deci nu știau și cine este Dumnezeu de fapt și aveau drept imagine un Dumnezeu trupesc, dacă doriți, un Dumnezeu atât puternic în sensul mușchilor, în sensul puterii unui supererou din filmele de astăzi, da? Care este de fapt o imagine nedemnă de Dumnezeu, o imagine mai degrabă antidumnezească, antihristică. E ca Dumnezeu ca Domnul nostru Iisus Hristos să corecteze această imagine nedemnă de El, această imagine distorsionată care provine din căderea oamenilor, o să le arate că Hristosul lui Dumnezeu pe care l-a mărturisit Sfântul Apostol Petru, fără să știe ce spune, este altcineva. Este altcineva. Și după asta zice Mântuitorul, ca să ajungeți, fraților, să vă dați seama cine este Dumnezeu ăsta pe care tu, Petre, și voi, apostolii, îl propovăduiți, trebuie, dacă voi este cineva, să vină după mine să se lepede de sine, să ia crucea în fiecare zi și să mă urmeze mie. Deci, fraților, să aflăm cine este Dumnezeu, nu este nevoie numai de citit. Sau cititul nu ajunge astfel încât să-L cunoaștem pe Dumnezeu.
Biserica Ortodoxă nu oferă întâi de toate învățătura lui Hristos, ci Biserica Ortodoxă oferă pe Hristos și oferă comuniunea cu Hristos. Deci scopul nostru este unirea cu Hristos, nu cunoașterea intelectuală a sa. Și din cauza asta spune aici Mântuitorul să ia crucea în fiecare zi să-mi urmeze mie, adică trebuie, fraților, asceză, trebuie trăire, trebuie jertfă. Că cine va voi să scape sufletul, va pierde, continuă Mântuitorul. Adică da, într-adevăr, dacă te bazezi pe logică, o să dai în bară, o să îți pierzi sufletul. Iar cine își va pierde sufletul pentru mine, acela îl va mântui. Înțelegeți? Deci trebuie să ieșim din logica asta și să ne jertfim total lui Hristos, să intrăm pe tărâmul credinței, să intrăm pe tărâmul supralogicului. Că ce folosește omul dacă va câștiga lumea toată, iar pe sine se va pierde sau se va păgubi? Evident, pentru că cel mai important este sufletul nostru și sufletul nostru se câștigă prin negarea logicii noastre căzute. Căci de cel ce se va rușina de mine și de cuvintele mele, de aceea și fiul omului se va rușina când va veni într-o slava sa și a Tatălui și a Sfinților Îngeri. Evident. Bun. Ok, și atunci continuă Mântuitorul și zice, cu adevărat însă spun vouă, sunt unii dintre cei care stau aici, care nu vor gusta moartea, adică nu o să moară, până ce nu vor vedea împărăția lui Dumnezeu. Adică, fraților, spune Mântuitorul, deci voi să ajungeți la destinație. Bineînțeles, nu din vrednicia voastră, ci că vă dau eu harul acesta. Vă dau eu harul acesta. Încă înainte să muriți. Iar după cuvintele acestea, ca la 8 zile, luând cu sine pe Petru și pe Ioan și pe Iacob, s-a suit pe munte ca să se roage. De ce Petru, Ioan și Iacob? Pentru că Petru era... Adică, da, erau primii dintre apostoli, adică erau oamenii cei mai curățiți, vasele cele mai mari, cele mai capabile să cuprindă această experiență. Petru, datorită credinței sale nestrămutate și a zelului său, Ioan, datorită curăției sale, datorită datorită fecioriei sale, și Iacov, datorită curajului său, datorită caracterului său direct, caracterului său foarte, foarte jertfitor. Nu știu dacă știți, Sfântul Apostol Iacob a fost primul dintre cei care au, dintre apostoli, care au mucenicit pentru Domnul. Și după cum vedeți, s-a suit pe munte ca să se roage. Deci, fraților, ca să ajungem la ținta vieții noastre duhovnicești, la unirea cu Hristos, trebuie să ne suim pe munte. Și asta nu mă refer întâi de toate, fraților, că trebuie să urcăm Atonul, de exemplu, care l-am în spatele meu, sau, eu știu, un munte fizic, ci un munte duhovnicesc, adică să ne separăm de lume. Asta este, în principal, ceea ce trebuie să facem. Trebuie să ne suim la înălțim, să ne ocupăm de lucrurile dumnezeiești, de lucrurile duhovnicești. Și asta nu intelectual, ci, cum spune aici, ca să se roage. Adică cunoștința lui Dumnezeu vine prin rugăciune, prin fapte bune. Înțelegeți? Pentru că rugăciunea este vorbirea minții cu Dumnezeu, pe când cunoașterea intelectuală este vorbirea despre Dumnezeu. Noi nu trebuie atât, fraților, să vorbim despre Dumnezeu, cât să vorbim cu Dumnezeu. Și din cauza asta slujbele sunt capitale, capitale, capitale. Fraților, trebuie să mergem la biserică și în biserică trebuie să ne rugăm, nu să ne uităm pe celular sau să ne zboare mintea, ci trebuie să vorbim cu Dumnezeu astfel încât să avem experiența lui Dumnezeu, astfel încât să ajungem la scopul nostru. Bun. Și pe când se ruga el, adică Hristos, chipul feței sale s-a făcut altul și îmbrăcămintea lui albă strălucind. Deci, vedeți, în timpul rugăciunii s-a întâmplat treaba asta, nu în clipa unei discuții, chiar și teologice, înțelegeți? Deci nu, cum îi spune, nu contează asta. Contează foarte mult, cum spunea, fapta bună, adică rugăciunea, adică comuniunea cu Dumnezeu. Și atunci îmbrăcămintea lui s-a făcut albă și fața lui și chipul feței sale s-a făcut albă. Chipul feței sale s-a făcut altul. Îmbrăcăminte albă, ce înseamnă? Adică se curăță omul de patim. În rugăciune omul se curăță de patim, se curăță de toate cele care întunecă vederea. În altă parte spune că haina lui s-a făcut, la unul din ceilalți evangheliști, că haina lui s-a făcut ca zăpada, iar
fața lui s-a făcut ca lumina, ca soarele strălucind. Adică ce s-a întâmplat, fraților? În clipa în care se ruga, deci în clipa în care s-a unit cu Dumnezeu, el tot a devenit o lumină și tot trupul său era ca și un reflector de 1.000.000 de vați, fraților, și lumina asta era atât de puternică, astfel încât trecea prin hainele sale și hainele sale de la culoarea normală a hainelor, care era pe vremea respectivă, știu, gri sau așa mai departe, deveniseră și hainele albe, datorită sursei foarte puternice de lumină care era în spatele acestora. Înțelegeți? Care era trupul Mântuitorului. Și trupul Mântuitorului se spiritualizase, adică devenise tot lumină, pentru că, după cum știm, lumina este în creație cel mai spiritual lucru, cel mai imaterial, cel mai nematerial, da? Este radiație electromagnetică. Așa. Și iată, doi bărbați vorbeau cu el, care erau Moise și Ilie. De ce Moise și Ilie? Pentru că aceștia erau bărbații din Vechiul Testament care doreau cel mai mult să-L vadă pe Dumnezeu. Cel mai mult. Dacă în Vechiul Dumnezeu le spunea că nu puteți să mă vedeți și din cauza asta o să mă arăt eu cu spatele, adică cu partea cea mai de jos a mea, ca să mă vedeți, și nu puteți să mă vedeți cu fața, pentru că dacă mă vedeți cu față o să muriți, adică nu o să aveți capacitatea corespunzătoare unei astfel de experiențe a feței lui Dumnezeu. Și dincolo de asta, după cum spune Sfântul Grigorie, teologul, în clipa în care omul este cu fața la Dumnezeu, deci îl vede pe Dumnezeu venind din față, în clipa respectivă omul este contra lui Dumnezeu, este pe un drum contrar lui Dumnezeu și bineînțeles cum moare. Ca omul să trăiască, trebuie să fie în spatele lui Dumnezeu, adică să urmeze pe Dumnezeu, înțelegeți? Și deci din cauza asta, în Vechiul Testament, Moise și Ilie, și datorită din capacității lor și datorită faptul că Dumnezeu le arăta că e nevoie să îl urmeze, din cauza asta Moise și Ilie au văzut doar spatele lui Dumnezeu. Și acum Dumnezeu le arată fața sa. Fața sa și le împlinește după atâtea mii de ani, deci când au ajuns la plinirea vremii, adică la capacitatea de a-L experia pe Dumnezeu față către față, le experiază pe Dumnezeu cu adevărat față către față, pentru că pentru prima dată Dumnezeu s-a arătat întrupat. Un alt motiv pentru care Dumnezeu îi aduce pe Sfântul Munte Tabor pe Moise și pe Ilie este faptul că vrea să-L arate ucenicilor săi, vrea să-L arate apostolilor că este Dumnezeul Vechiului Testament. Adică El este Iahve. Nu este cum în general cum se cunoaște, cum se credea pe vremea respectivă, este un proroc mare și așa mai departe și, eu știu, ca în viață când eu am botezătorul și așa mai departe. Să nu înțeți? Și deci din cauza asta erau Moise și Ilie și care arătându-se într-o slavă, adică erau și ei în lumină, deci ajunseseră și ei la aceeași capacitate, bineînțeles, nu datorită lor, ci datorită slave, adică lumine, adică harul lui Dumnezeu, energiei necreate lui Dumnezeu. Pentru că această lumină, trebuie să știți, fraților, că era necreată, pentru că niciun om nu poate să, cum îi spune, să strălucească așa, și deci această lumină era un atribut al dumnezeirii, deci Mântuitorul din sine și-a scos asta, și de vreme ce este un atribut al dumnezeirii, toate atributele dumnezeirii sunt necreate. Și deci această lumină este o lumină necreată, este energia harului Dumnezeu, este energia harului necreat. Și care, atându-se într-o slavă, ca să poată să vorbească cu el, deci în aceeași, cum spuneam, aceeași nivel duhovnicesc, prin har, vorbeau despre sfârșitul lui, pe care avea să-l împlinească în Ierusalim. Sfârșitul lui, adică crucea. Deci Moise și Ilie vorbeau cu Mântuitorul despre răstignirea sa, pentru că asta este slava, asta este lumina cea adevărată, jertfa, fraților, iubirea totală față de ceilalți, deschiderea față de ceilalți. Înțelegeți? Și din cauza asta spun Sfinții Părinți că acest eveniment, schimbarea la față, a avut loc înainte de răstignirea sa. Cu aproximativ cu 40 de zile, se spune, înainte de răstignirea sa, și din cauza asta sărbătoarea schimbării la față era pusă 40 de zile înainte de Paște. Și s-a mutat în timp. De ce? Pentru că sărbătoarea schimbării la față este o sărbătoare extraordinar de mare, un moment imens de bucurie, și din cauza asta a fost mutată de la 40 de zile înainte de Paște, adică deci la începutul postului mare, când este o perioadă foarte jelitoare, s-a mutat acum la 40 de zile înainte de
înălțarea Sfintei Cruci. Bun. Iar Petru și cei ce erau cu el erau îngreuiați de somn. Da, adică era cu tot și cu totul alt plan existențial. Erau sub carne, erau în trup, erau în chingile, în nevoile trupului, erau jos. Și din cauza asta, dacă vă uitați în icoana schimbării la față, acolo să vedeți pe Petru, pe Ioan și pe Iacob, că sunt la pământ, sunt cu roatele în sus, sunt terminați, pe când Moise și Ilie sunt în picioare. Aveau puterea duhovnicească unei astfel de experiențe, înțelegeți? Și deșteptându-se, au văzut slava lui și pe cei doi bărbați stând cu el. Adică erau total depășiți de evenimente. Și asta se vede în clipa în care, cum spune aici, și când s-au despărțit ei de el, Petru a zis către Iisus: Învățătură, bine este ca noi să fim aici și să facem trei colibe. Una ție, una lui Moise și una lui Ilie, neștiind ce spune. Adică, bine, Sfântul Apostol Petru a vrut să spună ceva deștept și a scos o gogoriță, înțelegeți? Pentru că habar n-avea ce se întâmplă, nu putea să-și imagineze că, da, bine este noi să fim aici, adică suntem în deplinătate, la măsura plinirii vasului nostru duhovnicesc, dar nu putea, vasul lor este atât de mic încât nu puteau să conceapă că, da, ok, ca să se permanentizeze această stare de plinătate, trebuie să, cel care a generat această stare de deplinătate trebuie să oprească această stare și să fie răstignit. Să fie răstignit astfel încât să se permanentizeze această stare după aceea. Adică trebuie să se jertfească astfel încât această stare să fie în veșnicie. Înțelegeți? Sfântul Apostol Petru nu putea să conceapă asta și în cauza zice: Doamne, îți facem ce vrei Tu. Ce vrei Tu, numai să stăm aici. Pentru mine asta e deplinătate. Îți facem trei colibe. Și vezi, Petru era atât de plin, atât de împlinit, că nu a spus: facem trei colibe, ție una lui Moise, una și lui Ilie, una și mie una. Și a spus: Doamne, totul pentru Tine. El era de plin fericit, el nu mai avea nevoie de absolut nimic și nici măcar nu știa ce să ofere, ce dar să ofere Mântuitorului, celui care le dăduse această deplinătate, această fericire dezăvârșită pe muntele Tabor, această împlinire a personalității umane, care este sfințenia, după cum spunea Nichifor Crainic. Și când se zice: face trei colibe pentru voi, numai pentru voi, altceva n-am ce să vă ofer. Înțelegeți? Este desăvârșirea jertfei, este desăvârșirea dăruirii, nevoia de dar. Ortodoxia este civilizația darurilor, înțelegeți? Și vedeți desăvârșirea Sfântului Apostol Petru, se vedea și în alte lucruri. Spune aici, facem trei colibe, una ție, una lui Moise și una lui Ilie. Frate, de unde știa că sunt Moise și Ilie? Că ei n-aveau tăbliță pe ei să scrie Moise și Ilie, n-aveau săgeți. Și oamenii ăștia dispăruseră cu mii de ani, sute de ani înainte, înțelegeți? Nu știa, n-avea de unde să știe Sfântul Apostol Petru cum arată Moise și Ilie. Cum spuneam, era în această desăvârșire, această desăvârșire a cunoștinței sale, în această desăvârșire a personalității umane, pe cât era cu putință la mărimea vasului său. Harul l-a informat, ăsta este Moise, ăsta este Ilie, asta este descoperirea. Adică este cunoștința simplă, imediată și totală. Dintr-o dată știi, dintr-o dată cunoști toată. Asta este descoperirea. Atunci mintea într-adevăr vede și se află în această lumină dumnezeiască, care este nu numai, să zic așa, fizică, deci pe care o vede cu ochiul, ci este și lumină inteligibilă întâi de toate, înțelegeți? O lumină duhovnicească este o cunoștință iubitoare, desăvârșită. Și nu o bâșbuială, cum avem noi prin cunoștințele acestea raționale, că se văd că poate că e așa, poate că nu e așa. Da, noi cinstim foarte mult pe oamenii de știință, fraților, dar totul este o bâșbuială. Știți foarte bine că cu cât înaintăm în știință, cu atât ne dăm seama că cunoaștem ce în ce mai puțin. Pe când cunoștința adevărată știi dintr-o dată tot. Bineînțeles, pe măsura vasului tău, cât poți să duci, înțelegeți? Și pe când vorbea el acestea, s-a făcut un nor și a umbrit. Norul acesta era un nor luminos. Era un nor luminos și acest nor luminos este Duhul Sfânt, spun Sfinții Părinți, și este cunoștința Duhului Sfânt, care este mai presus de îmbucățirea cunoștinței raționale, fraților. Deci trebuie să știți că omul, în clipa în care iese din cunoașterea asta a noțiunilor, ajunge la contemplație și ajunge să,
să contemple totul într-o lumină desăvârșită, căreia nu este ascuns nimic. Iubește pe toți, totul este ca un nor, dar norul acesta nu este un nor întunecat în sensul de că nu mai știi nimic, ci din contră depășești toate și cunoști toate și mai ales înțelegi toate și înțelegi, după cum spune Sfântul Maxim Mărturisitorul, înțelegi toate sensurile lucrurilor, sensurile pe care Dumnezeu le făcuse. Este o cunoștință mai presus decât îmbucățirea logicii, o cunoștință iubitoare, cum spuneam, înțelegeți? Această cunoștință nu este o cunoștință presantă, o cunoștință rea, o cunoștință iute, o cunoștință care, ci este vorba de ceva care umbrește foarte ușor și care odihnește pe om, înțelegeți? Aceasta este odihna Raiului și această odihna Raiului, după cum vedeți în chiar la schimbarea la față, este o stare foarte activă. Deci nu puteți să spuneți că această odihnă pe care o aveau apostolii acolo era ca o legumă. Din contră, e o stare foarte activă, deci era vorba de o experiență în Duhul Sfânt, ceva de... Ea, cum spuneam, i-a întors curatele în sus pe toți apostolii, ceva extraordinar. Deci aceasta este care tot Sfântul Maxim Mărturisitor spune că este vorba de odihnă mai presus de orice mișcare și mișcarea mai presus de orice odihnă, înțelegeți? Este un lucru care nu poate fi explicat logic, dar care poate fi trăit, poate fi trăit. Și în acest nor al cunoștinței intrăm noi în clipa în care ajungem la desăvârșire și încet, încet, prin rugăciune putem să ajungem acolo, înțelegeți? Și ei s-au spământat când au intrat în nor, bineînțeles, pentru că erau apostoli, sfinți apostoli pe vremea respectivă, încă erau, spuneam, în trup, încă erau căzuți, adică erau nedesăvârșiți. Și atunci, Doamne, dar ce cu cunoștința asta? Ce este cu experiența asta? Știi? Și atunci și un glas a făcut din nor zicând, acesta este fiul meu cel ales, de acesta să ascultați. Adică este vorba de glasul Tatălui în Duhul Sfânt, în nor, pentru că acolo glasul Tatălui, acolo Dumnezeu Tatăl se exprimă și vorbește și acolo aflăm că într-adevăr numitul Iisus Hristos este Dumnezeu adevărat și om adevărat. Și acesta trebuie să ascultăm cu o cunoștință, cum spuneam, mai mare decât orice demonstrație logică, mai mare decât orice demonstrație rațională. Și în cazul trebuie să ajungem acolo prin jertfă, prin ascultare, prin toate virtuțile, înțelegeți? Și când a trecut glasul, s-a aflat Iisus singur. Și ei au tăcut și nimănui n-au spus nimic în zilele acelea din cele ce văzuseră. Evident, pentru că n-ai cum să spui așa ceva, n-ai cum să povestești astfel de trăiri, care până astăzi, fraților, trebuie să știți că oamenii lui Dumnezeu le au. Oamenii lui Dumnezeu le au. Nu pot fi povestite, pot fi însă trăite. Și de fapt acesta este scopul ortodoxiei. Să ne vindecăm sufletele astfel încât să putem să trăim aceste mari experiențe în Duhul Sfânt, a iubirii totale, a unirii totale dintre noi, mai presus de orice închipuire. Și asta ne învață schimbarea la față, că trebuie și noi să ne schimbăm la față și trebuie să ne unim cu Hristos, să ajungem ca El. Așa să ne ajute Bunul Dumnezeu pentru rugăciune Sfinților Părinților noștri. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește pe noi. Amin.